ce... Sunt de la 5 km, cunosc mașina. Păi pe bune, de ce nu ce fac cu vii? La mine e pornit wireless. La tine e pornit wireless? La mine. Da face. Paolo, iartă-mă, Andrei, sunt capi azi. Eu te cred că vrei să apar la televizor, dar nici chiar așa. Păi dacă e doar... Auzi, Costica, mai e... nu suntem aici. Pe română? Nu, nu. Spunea că nu vin oamenii la vot. Nu să nu vin oamenii. Dușmanii. Pe română. Dușmanii, nu? Da. Pe română. Sandro, Petra. Semnați aici, nu? Exact acolo. Primul, un păturic, se va găsta la Ira, aici. Ira. Thank you.
Cu ce gânduri ați venit astăzi la vot? Pentru ce ați votat? Cu gânduri deschise și am votat pentru stabilitate politică. Stabilitate politică atât de necesare unei dezvoltări economice. Acesta este gândul meu, să sperăm că oamenii vor ieși la vot și oamenii vor vota ceea ce cred dânsii că este mai bine pentru domnilor lor. Chiar aici, la secția unde ați votat, este foarte multă lume. Ați stat la coadă. Da, este un semn bun, oamenii au devenit maturi, oamenii au fost maturi, acum au realizat că e nevoie de votul fiecăruia ca să decidă soarta tuturor. Ca și primar al acestui municipiu, cum se derulează procesul electoral în municipiul Giurgiu? În general se derulează bine, au mai fost mici șicane datorită partidelor, fiecare încearcă pe ultima sută de metri să mai câștige un vot, să-l șicaneze pe ceilalți, fac parte din regulile jocului. E rău că ne tot plimbă pe drumuri, nu și-au luat bannerele, nu și-au luat materialele promoționale și încearcă câte unul pe unul. Așa că, spre noutate, am trimis să fie amendat toate partidele, tocmai ca să învețe măcar o regulă a bunului simț. Să arunci cu piatra doar dacă nu greșești. Nu, astăzi am trimis directorul de la poliția locală să amendeze toate, fiindcă toți sunt în culpă. Până la urmă, sunt acele șicane. Dacă ne gândim un pic la sport, sunt cele de dinaintea meciului, când toată lumea dă vina pe arbitru, pune presiune. Nu știu, nu și-avea rostul sau poate și-avea rostul, nu știu. Dar vom lua măsuri tocmai ca să stabilizăm aceste alegeri și să fie ordine. O zi ușoară. Locații mari. Plătește primăria abonamentele gratuit sau, eu știu, transportul gratuit pensionarilor, în decembrie, după alegeri, gata, s-a terminat, că nu mai are niciun interes. Nu. Și lucrul ăsta aș vrea să-l spuneți în continuare până să... Eu am pus pe cei de la Tracum să pună afișe, până la urmă. Omul înțelege și știți cum sunt persoanele mai în vârstă. Discută mult între ele și vine cineva și aruncă pe piață o șopârlă de genul acesta și mai departe se amplifică, ăsta e Giurgiu. Se amplifică mult mai mult de la intrarea în oraș și până în centru o informație și ne trezim că, până la urmă, nu are nevoie de, eu știu, de această panică în oraș. Astăzi am venit la Bavel și mi-am spus că au așteptat autobuzul în stație la piață 45 de minute și nu a venit. Până a venit. Lucrurile astea ar trebui să le știu. Aveți un portal, există un portal și dumneavoastră presă. Trebuie să le... Până la urmă, dacă omul nu poate să...